Surpriză, surpriză, astăzi n-avem daily vlog. O să postez vineri și duminică daily vloguri, n-aveți teamă. Încă n-am adunat suficient material pentru cel de vineri. Am filmat sâmbătă, când am fost la evenimentul Bridgerton, să zic așa. Însă de atunci n-am mai filmat nimic și mai trebuie să adun niște material. Și m-am gândit ca pentru azi să filmez fie favoritele momentului, fie un clip cu produse care m-au dezamăgit. Pentru că am stat eu așa un pic și m-am plimbat prin casă și m-am gândit și mi-am dat seama că am câteva produse care m-au dezamăgit, însă cu unul dintre ele încă sunt, să zic așa, în teste, adică încă nu sunt foarte, foarte sigură. Și până nu mă decid, nu vreau să filmez clipul respectiv, așa că e posibil să-l mai amân poate o săptămână, poate două, nici nu știu. Și am zis să filmez până la urmă favoritele. Nu reușeam să-mi amintesc când am postat ultimul clip de favorite, așa că m-am uitat și l-am postat pe 23 februarie. Doamne, nu-mi vine să cred că a trecut atât de mult timp și că voi o să vedeți clipul ăsta practic pe 22 mai. Februarie, mai, timpul trece ca nebunul. M-am uitat la ce dată a fost filmat, de fapt postat, mă rog, clipul anterior cu favorite, însă nu m-am uitat la clip în sine, adică nu știu exact, sper să nu se repete dintre produse, însă ce am făcut a fost să mă plimb prin casă, vedeți, la mine multe lucruri se întâmplă când mă plimb prin casă, și să mă uit la produsele mele și să zic, băi, hai să vedem ce am folosit cel mai mult în ultima perioadă și să le pun într-un clip cu favorite. Am produse pentru corp, de spălat pe față, de machiaj, de la duș, pentru păr, cam asta ar fi. Am și câteva chestii accesorii, mă rog, care au tot legătură cu zona pentru păr. Nici nu știu cu ce să încep, dacă să le iau pe categorii. Cred că o să încep cu gelul de duș preferat din acest moment. Am mai multe în baie care îmi plac. Acum, haideți că mai aduc unul, că nu mă simt împăcată. Gata, hai să facem totuși dreptate. Ah, ăsta se scurge pe mine. Două geluri de duș au fost preferatele mele în ultima perioadă. Ăsta de la Dove este absolut minunat. E un gel de duș cu cireșe și lapte de chia. Miroase senzațional. Ador cum miroase. Nu știu să vă zic exact dacă e... Nu e neapărat cireașa aia, gen când... Uite, mai devreme am mai mâncat câteva cireșe. Nu miroase ca o cireașă de aia adevărată. Dar miroase a un fruct foarte dulce, foarte, foarte copt, absolut delicios, cu un pic de dulceață și de la ideea de lapte. Îmi place foarte mult că miroase și îmi place foarte mult textura. Din punctul ăsta de vedere, gelul ăsta de duș este folosit un pic mai des, pentru că îmi place foarte mult textura, aia foarte, foarte cremoasă și hidratantă, se simte foarte bine pe piele, mi se pare că spală bine și de asemenea pielea rămâne foarte faină, îmi place la nebunie. Iar acesta de la Frudia, cu piersică, este absolut minunat din punct de vedere al mirosului. Textura este faină, nu este o textură de... Să vedem dacă pot eu să vă arăt. E de gel. De gel, de geleu. Nu e la fel de cremos, dar mi se pare hidratant. Dar din punctul de vedere al texturii, îl prefer pe acesta, însă ăsta are un miros absolut minunat. Nu vreau să le compar, să fie unul pe primul loc și celălalt în loc secund. Dar miroase, au piersică foarte, foarte dulce. Se vede că e primăvară, se vede că vine vara, sunt îndrăgostită de genul ăsta de mirosuri fructate, fresh, îmi plac la nebunie. Mie îmi plac mirosurile astea, de fapt, pe tot parcursul anului, dar acum cu atât mai mult. Deci dacă vreți niște geluri de duș foarte delicioase din punct de vedere al mirosului, vi le recomand pe astea. Și textura la ambele, să știți că e hidratantă, Dove-ul e mai cremos, cel de la Frudia este mai... mai gel, așa, mai fresh, dar hidratant în același timp, ceea ce mi se pare fain. Tot dacă este vorba de ce se întâmplă în duș, în duș mă mai și epilez și folosesc în momentul de față gelul ăsta de ras de la Balea din DM cu un ambalaj foarte drăguț, având în vedere că a fost gen 6 lei, dacă mi-amintesc eu bine. Ei schimbă constant gelurile lor de ras. Sunt șanse foarte mici să găsești același gel de ras dacă te duci. Noi ne-am dus de mai multe ori căutând un ambalaj anume, cum îl știam noi pe cel de acasă, și ne-am trezit că n-am găsit același lucru. Pentru că ei schimbă constant aromele și îți dai seama de chestia asta, având în vedere că scrie cam pe toate limite de edition. Mă refer la toate astea cu aromă. Eu știți că întotdeauna v-am nebunit la cap să vă luați gel de ras, nu spumă de ras, pentru că spuma e mult mai aerată și gelul este gel, dar se transformă în spumă și spuma rezultată din gel este mult mai densă, o spumă mult mai trainică, ce te ajută pe tine să nu te... Micuț? Cred că m-am iunat că am trezit-o sau ceva, ok? Să nu te tai, să nu te iriți, alunecă mult mai ușor lama și vă recomand întotdeauna să luați gel, nu spumă. Ce-mi place foarte mult la ăsta și de ce?
l-am pus aici, este, băi, mirosul, deci... Tot pe ideea asta de fructe și delicios și super gustos, ăsta miroase mai mult ca o înghețată de fructe de pădure, o înghețată compot ceva. Miroase senzațional. Treaba și-o face foarte bine, are un preț foarte bun, dar vi l-am adus în față pentru că e posibil să se mai găsească încă în magazine, nu l-am cumpărat de foarte mult timp, dar mirosul este... Oh, e minunat, e minunat, e minunat, îmi place tare, tare mult. Hai să continuăm cu zona asta de spălat și să vorbim despre curățarea feței. Trec așa prin niște schimbări, în ideea în care o perioadă m-am spălat pe față dimineața tot timpul cu gel de curățare, deci nu doar cu apă. Mi se pare că se vede o diferență. După care am renunțat să mă spăl cu gel de curățare dimineața și iar mi se părea că se vede o diferență în bine. După aia iar am început să mă spăl pe față, iar acum nu mai spăl pe față dimineața cu gel de curățare. Nu știu exact unde e adevărul sau ce se întâmplă. Nu știu, efectiv, cred că o să rămân undeva la mijloc, în ideea în care seara, evident, că mă spăl și de machiaj și clar, dar dimineața cred că voi avea dimineți în care mă spăl cu gel de curățare și dimineți în care mă spăl doar cu apă. Cred că, până la urmă, aici o să rămân, pentru că nu știu care e adevărul. Și dimineața, de obicei, foloseam gelul ăsta de curățare, dar acum, pentru că am mai rărit-o cu spălatul dimineața cu gel, îl folosesc uneori și seara. Și vreau să vă zic că este absolut minunat. Apotecarii Dr. Scheller, nu știu, cred că ăsta este brandul. E un produs pe care l-am primit de la biocard.eu și pe care l-am văzut în DM cam de fiecare dată când m-am dus prin DM și m-am plimbat prin zona de geluri de curățare, etc. E un produs foarte curat în ingrediente, are aloe vera și e un gel foarte fresh. E efectiv un gel transparent foarte fresh. Mie, din păcate, mi s-a stricat aici capacul și trebuie să am grijă că el nu se închide cum trebuie, deci dacă aș vrea să-l iau cu mine, n-ar fi o idee, pentru că s-ar vărsa peste tot. Însă el îmi place la nebunie, îmi place mult pentru că curăță foarte bine pielea, nu usucă absolut deloc și se simte foarte, foarte bine. Se vede că are aloe vera în compoziție și că are o consistență așa de un gel hidratant. E foarte fain, deci mi se pare blând și îl folosesc alternând cu alte geluri de curățare care sunt mai puternice. Am tot felul de produse de astea care au exfolianți, AHA, BHA, nu știu, acid salicilic, care sunt un pic mai duri și dacă folosesc într-o seară un produs din ăla, a doua seară cu siguranță îl voi folosi pe acesta. Îmi place foarte mult, vi-l mega recomand, un ten uscat normal o să se bucure maxim de textura lui și din ce mi-am amintesc avea și un preț super bun, parcă era 30 de lei, sper că n-aberez, dar așa parcă l-am văzut în DM, v-am zis, eu l-am primit și puteți să-l luați de pe Biocard cu un cod de reducere pe care l-am eu la ei pe site, îl vi-l scriu pe ecran, îl găsiți în descriere, întotdeauna aveți în descriere link-uri, coduri, chestii de care poate aveți nevoie și are 125 de mililitri și mă și ține de ceva timp. Îmi place foarte mult, deci chiar îl recomand. Mai am un produs de curățare și după aia trecem mai departe. Este vorba despre curățarea părului. Îmi place foarte mult șamponul ăsta și mă bucur atât de tare. E de la Pantene Hair Biology Cleanse and Reconstruct Greasy Roots and Damaged Lengths. Ceva micelar, în fine. Ideea este că șamponul ăsta este aproape identic cu celălalt șampon de la Pantene pe care l-am avut și care mi-a plăcut la nebunie și anume ăla Lift and Volume, cred că se numea. Mirosul este aproape identic, textura este identică, amândouă sunt niște șampoane de astea transparente. Deci vă zic, este identic mirosul. Ambalajul acestuia este un pic mai simpatic și e și mai scump. Nu neapărat dublu, dar am dat un pic mai mult decât pe acela, dar e un bleu așa foarte drăguț cu căpăcelul lauriu. E foarte simpatic. E un șampon care curăță foarte bine părul, are sulfați care au grijă să îndepărteze build-up-ul de pe firul de păr, să îndepărteze de la rădăcină, șamponul uscat fixativul și foarte important sebumul. Lasă părul foarte curat, strălucitor și poate vă gândiți că ok, dacă e un șampon din ăsta care curăță bine, de ce scrie aici că e pentru lungimi agresate, lungimi distruse? Pentru că cel mai rău lucru pe care îl poți face unui păr care deja este sensibilizat de decolorare și distrus de, nu știu, placă și așa, este să îi creezi un build-up pe lungimea firului de păr și să nu-l curezi cum trebuie. E foarte important ca în momentul în care ai grijă de părul tău, fie că el este distrus, fie că este un păr sănătos, fie că este undeva la mijloc, e foarte important ca el să fie curat de la rădăcină până la vârf. Și evident, noi spălăm cu șamponul rădăcina,
Vârfurile sunt curățate de spuma care curge ulterior pe ele, dar țineți cont că totul începe de acolo și v-am mai zis de un miliard de ori și o să insist pe chestia asta cât de mult pot, pentru că m-am plictisit să aud în stânga și în dreapta toate miturile alea care sunt, că e bine să te speli pe păr cât mai rar, că așa îl antrenezi să facă sebum mai puțin și că e o mare, mare prostie. Am făcut și eu lucrul ăsta și m-am ales cu niște coși de toată frumusețea. Spălați-vă pe cap de câte ori este nevoie, e foarte important, undeva la 3-4 zile este media și așa e cel mai bine pentru mine, dar dacă simțiți nevoia să spălați zilnic, spălați-l zilnic, nu vă spălați odată la săptămână în speranță și să stați să suportați părul la gras sau să, nu știu, folosiți tone de șampon uscat în ideea în care lasă. Răbdarea asta o să mă ajute, o să îngrașe mai greu. E o mare prostie și o să vă treziți cu diverse probleme, inclusiv până la căderea părului. Da, se poate ajunge ca din cauza curățării insuficiente să scadă părul, ceea ce mi se pare groaznic, dar până acolo oricum o să te mănânce capul, o să faci tot felul de coji, o să fie rău. Spălați-vă pe cap, nu mai ascultați toate ideile astea cretine care înțeleg de unde au pornit, dar mi se pare că trebuie doar să te informezi puțin, să-ți dai seama că trebuie să te speli pe cap. E foarte important, așa cum te speli pe corp zilnic, uneori de două ori pe zi, cum ar fi să-ți lași scalpul, care este o zonă atât de, cum să zic, privată de aer și de, din cauza părului, cum să o lași să stea murdară? În fine. Am eu un fix oricum cu chestia asta, de asta insist, dar spălați-vă pe cap. Hai să trecem mai departe. Hai să vorbim un pic despre cremele de corp. O să o menționez pe aceasta. De ce s-a luminat așa deodată? Hei, revinuți! Crema asta de corp, poate e o surpriză pentru voi să se afle aici. O adaug în clipul cu favorite pentru că e aproape pe terminate și o folosesc de măcar 2-3 ori pe săptămână. Îmi place la nebunie. De când am recumpărat-o pe cea de la Gerovital, aceea la jumătate de litru și care îmi place mie mult, n-am prea mai folosit-o pentru că sunt super îndrăgostită de aceea, dar asta, până nu chiar îmi place. Este de la Balea Peeling Lotion, cred că a fost vreo 22 de lei, dacă mi-amintesc bine, are 5% AHA. Deci este o cremă de corp exfoliantă, nu e genul de cremă de corp așa luxury, cu vreun miros anume, cu care să te dai, să te simți așa prințesică. N-ai nicio treabă, e o cremă de corp care nu miroase foarte wow, dar nu miroase nici foarte rău, adică să zici că miroase urât, miroase ușor, nici nu știu cum să zic. Nici medicinal, n-aș spune. E un miros oarecum neutru cu o mică tentă, dar nu e ceva deranjant, însă nu e nici ceva wow. Ea spune că n-are parfum, cred că asta înseamnă chestia asta de aici, însă miroase a, adică simți mirosul ingredientelor. Cred că așa aș putea să o descriu foarte bine. Vă ziceam că e exfoliantă, ceea ce înseamnă că are acid glicoric la ingrediente, acid citric, acid lactic, acid mandelic, tot felul de extracte de fructe. Ideea e că această cremă îți promite că dacă o folosești, o să te ajute cu regenerarea celulelor, o să-ți mănânce, mă rog, o să-ți dispară celulele moarte de pe piele și o să rezulte în urma folosirii acestei creme o piele fină, catifelată, luminoasă, faină. Eu m-am pus serios pe crema asta și pentru că urmează să vină vara la modul pe bune, adică să fie cald, să fie foarte mult soare zilnic și să fie foarte multă piele expusă. Și atunci nu o să mai folosesc, cel mai probabil. Acum nu-i garantat că o să fac pete neapărat, că o să încerc să mă dau cu SPF cât de mult pot. Dar prefer să iau o pauză, să o folosesc un pic mai rar în momentul în care o să fie foarte, foarte mult soare. Așa că de asta m-am pus pe ea și v-am zis, nu e cea mai wow, adică nici textura nu pot să zic că este wow, nu mi se pare că mega hidratează, însă este ok, nu e foarte grav, nu mă trezesc cu pielea cojiție, cum mi se mai întâmplă uneori dacă nu hidratez cum trebuie, că eu am pielea de pe corp uscată, din păcate. De asemenea, finish-ul este un pic lipicios, însă cumva m-am obișnuit. Dacă la început mi se părea nasol, acum sunt foarte ok și cu textura și cu mirosul și cu felul în care se întinde. Deci n-am nicio treabă, efectiv. Mă dau cu ea și simt așa că îi fac un bine pielei mele. Mă gândesc, băi, ești nebun, exfoliez și pielea de pe corp. Cât de tare. Și mi se pare foarte mișto că are un preț atât de bun. Deci varianta asta de 200 de mililitri costă 20 de lei. Și nu pot neapărat eu să vă zic acum că am avut X problemă pe piele și s-a dus datorită acestei creme. Însă știu de la voi, mai multe dintre voi mi-ați spus în momentul în care v-am cerut o părere, mi-ați spus că sunteți mulțumite de crema asta și că după mai multe tuburi ați observat într-adevăr o diferență la capitolul textura pielii, ceea ce mi se pare foarte tare și o recomand și mai departe. Eu am folosit-o foarte mult. După cum știți, m-am îndrăgostit de Bath & Body Works. Mă rog, eram îndrăgostită de acum vreo 2 ani de când am avut ocazia să testez niște produse de la ei și m-am dus
recent și nu chiar, cred că era ianuarie, februarie, nici mai știu, la ei și mi-am ales 3, de fapt 4 produse în total, dintre care 3 produse de astea de corp și un gel de duș. Mi-am luat texturi diferite tocmai ca să am ocazie să testez, să-mi fac o părere și dintre toate am decis. Asta este textura mea preferată și anume Body Cream, Ultimate Hydration Body Cream, asta care se stoarce. Bănuiesc că toate care arată așa, adică sunt aceeași textură, bănuiesc, nu știu sigur. Și de asemenea, cumva s-a întâmplat ca mirosul meu preferat să fie butterfly, adică exact asta. Deci am tăiat-o, mai am puțin din ea, cred că se vede în interior. Arată când te uiți exact ca o frișcă. Ca și cum ai bătut frișcă și a ieșit așa foarte cremoasă și spumoasă și a rămas așa un pic pe pereții bolului. Mirosul, nu știu cum să vă descriu, este ceva wow. Are, deci butterfly, dar nu văd, parcă trebuia să scrie, nu? Cred că nu văd eu. Aba da, raspberry nectar, iris petals, airy vanilla. Deci miroase, băi, Doamne, super, dacă ar exista un parfum cu mirosul ăsta, m-aș da cu el de dimineață până seara. Minunat miroase și mi se pare că e perfect pentru orice anotimp. Combină și dulceața vaniliei, într-adevăr, fără să fie grețoasă sau prea tare, cu niște fructe foarte gustoase, dar în același timp proaspete, așa cum sunt fructele, la, fresh. Minunat miroase. Iar în ceea ce privește textura, o să încerc eu să iau ca să vă arăt. Vă spuneam ceva de un fel de frișcă, dar nu e... Am mai avut creme de corp cu textură de frișcă și erau cumva prea light. Asta nu e. E cumva ca un unt de corp. Lasă pielea extrem, extrem de hidratată, luminoasă, fără să fie prea mult. Cred că dacă făceam clipul ăsta în mijlocul iernii, aș fi ales probabil textura untului de corp. Pentru că untul de corp e mai gras, e mai uleios. Pentru mine nu e neapărat unt de corp, eu îl folosesc ca și cremă de mâini, fiindcă am mâinile foarte uscate și am preferat să-l folosesc așa și stă pe masă, mereu lângă mine, pac, mai pun puțin, hidratez mâinile. Dar având în vedere momentul în care ne aflăm, că a început să fie un pic cald și să nu mai fie atât de suportabile cremele prea grase, unturile de corp prea uleioase, produsul ăsta este perfect, deci îmi place tare mult. Cam așa rămâne finish-ul, nu știu cât de bine se vede. Pielea rămâne luminoasă, catifelată, parfumul este minunat. Nu e prea lipicios, nu e deranjant, nu transpir excesiv din cauza ei. E foarte, foarte faină și abia aștept să mai ajung la Bath & Body Works să miros noile arome și în cazul în care nu-mi place niciuna, oricum cumpăr din gama asta Butterfly, pentru că mi-a plăcut la nebunie. Da, e clar cea mai faină. Prețul ei întreg este de 90 de lei, destul de mult pentru 226 de grame, însă eu am luat produsele la reducerea aia de cumperi de 300 de lei, plătești 150, mă rog, cu cele 4 produse am depășit un pic cei 300 de lei și am plătit un pic mai mult de 150, sper că are sens ce zic aici, însă, sincer, nici nu-mi pasă, așa mult îmi plac și sunt minunate. Experiența în sine este faină pentru că texturile sunt foarte plăcute, dar și mirosurile. Nu vă gândiți că celelalte produse de la Bath & Body Works nu-mi plac, dar am vrut acum să vă arăt exact produsul care mi-a plăcut cel mai mult în perioada asta. Loțiunea, sau cred că loțiune se numește, deci asta e body cream. Loțiunea, care seamănă, are ambalajul identic cu cel al gelurilor de duș, așa, o sticluță transparentă cu capac. Pe aceea am pus-o un pic în pauză, pentru că e foarte light și mi-imaginez că o să o ador când o să fie mai cald de atât. Pentru că e mai light, are un miros așa de căpșuni, și cu siguranță o să-mi placă la nebunie un pic mai târziu. Acum, un produs căruia i-am făcut un clip, un reel, un TikTok de first impression și față de care am fost un pic nemulțumită, iată că ajunge în favorite. De asta, nu știu, first impressions sunt niște, cum să zic, niște review-uri foarte... Nu poți să rămâi la ele. Dacă un produs ți-a plăcut foarte mult din prima sau nu ți-a plăcut deloc din prima, ar fi bine să revii asupra produsului respectiv, să-l mai testezi de măcar 10 ori ca să-ți faci o impresie finală. De multe ori, prima impresie este cea care dăinuie. Ei bine, în cazul meu, prima dată când am folosit produsul ăsta, nu pot să zic că mi-a plăcut, după care am început să-l folosesc în alte combinații și mi-a plăcut de fiecare dată și îmi place în continuare și acum l-am folosit când m-am spălat pe cap, totul minunat și frumos. Este vorba de Glycolic Gloss 5 Minute Lamination Rinse Off cu 17% acid glicolic de la L'Oreal Elsev. Este foarte asemănător cu produsul ăla cu acid citric. Ambalajul seamănă foarte mult cu tratamentul preșamponare, dar ăsta nu e un tratament preșamponare, este efectiv o mască, dacă vreți, un tratament de 5 minute pentru strălucirea părului.
În momentul în care l-am folosit prima oară în caz că erați curioși, am șamponat părul, am folosit după aceea lichidul ăsta care și el este gloss pentru strălucire, care by the way îmi place. O să vă vorbesc cred că într-un clip de Empties despre el, nu intră neapărat la favorite, deși îmi place și face bine treaba, dar parcă ceva îi lipsește, nu știu să vă zic, poate sunt eu nebună, nu știu care e situația, dar îmi place, dar nu îl pun la favorite, deși uite, e pe terminate. E un semi-favorit, hai să zicem așa. Deci folosisem șampon, după care ăsta, după care produsul ăsta. Amândouă spun că sunt niște tratamente glossy, adică dau o strălucire părului. Combinația dintre cele două nu mi-a plăcut. Mi s-a părut că părul a rămas destul de aspru, n-a fost ce trebuie. Însă, atunci când folosesc produsul ăsta altfel, și anume, să zicem că m-am spălat pe cap și am folosit, nu știu, am avut eu niște tratamente așa mici de păr, de la Pantenoare? Ale aurii, așa un auriu închis, la fel vorbim despre ele în Empties. Am stat cu produsul respectiv în păr o oră, după care am clătit, după care am venit cu tratamentul ăsta, l-a aplicat la fel pe păr, pe lungimi, whatever, lăsat acolo jumătate de oră sau cât l-am lăsat, las mai mult de 5 minute, clătit și părul rămânea senzațional. Deci îmi place mult produsul și chiar mi se pare că face o diferență, dar trebuie combinat, din punctul meu de vedere, nu cu gelul ăsta de produs, pentru că amândouă cred că fac cam aceeași treabă și se bat cap în cap, ci trebuie folosit împreună cu o mască de păr, cu un balsam de păr sau singur. Eu singur nu l-am folosit pentru că îmi place să fac tocănița de asta, să folosesc multe, multe produse. Însă, per total, vreau să vă zic că îmi place mult produsul, deci chiar e fain. Arată la culoare și la textură ca un iaurt de căpșuni și mirosul nu este neapărat wow, dar își face foarte bine treaba. Deci, v-am mai povestit despre acizii ăștia, acid citric, acid glicolic, au un rol foarte fain și de asta, când l-am folosit prima oară și nu mi-a plăcut, m-am mirat pentru că nu mă așteptam să nu-mi placă cumva. Înțelegeam tehnologia și logica din spate și eram entuziasmată, dar l-am folosit prost. Am greșit eu când l-am combinat cu produsul ăsta și de asta n-am fost mulțumită de rezultat, dar acum îmi place foarte, foarte mult și cred că o să-l și recumpăr după ce se termină. Tot pentru păr am adus aici să vă arăt spray-ul ăsta de la Elizaveca, cel 100 Collagen Coating Hair A Plus Muscle Spray, nume foarte lung. Știți gama, știți brandul, că v-am mai nebunit eu cu masca de păr. Și produsul ăsta îmi place, este pe terminate, cum îl folosesc eu. M-am spălat pe cap, mi-am aplicat diverse whatever, părul este uscat 100%, vine seara în momentul în care trebuie să-l pun pe cordon ca să prindă o formă frumoasă. Și mă folosesc de produsul ăsta, îl spreiesc tâc-tâc-tâc, ca să miud un pic părul și el să prindă o formă frumoasă. Obișnuiam să fac chestia asta efectiv cu apă, adică miudam părul cu apă, însă îmi place mai mult produsul ăsta pentru că mi se pare că adaugă un extra ceva pe lângă parfum. Chiar mi se pare că se vede diferența a doua zi la capitolul strălucire, felul în care se simte părul. Contează evident, v-am zis, toată rutina, dar chiar am fost tare încântată de produsul ăsta și îl folosesc cu foarte mare drag. Foarte mult, că vedeți, mai am super puțin și nu l-am chiar de mult timp, adică are 2-3 luni, nu știu de când e la mine. Cu ce să continui? Am aici un parfum. Mi se pare așa că parcă în clipul ăsta v-am vorbit foarte mult despre mirosuri, despre arome. Parfumul ăsta de la Zara este minunat. Marshmallow Addiction se numește, dar nu vă lăsați înșelați de nume pentru că n-are nicio treabă cu realitatea. Deci nu e niciun marshmallow. Sunt foarte multe fructe aici, foarte fresh. Vă zic din prima că mă enervează groaznic, că nu rezistă. De-aia de obicei îl iau cu mine și îl aplic, îl reaplic și mă bucur din nou de miros, dar de rezistat nu rezistă. Miroase a căpșuni, cu pepene roșu, cu telefonul meu și alte fructe. E un miros senzațional, îl ador, e perfect pentru primăvară, vară, sunt mega îndrăgostită de el și dacă ar și rezista, ar fi minunat. Eu am varianta mică de 50 ml. Nu, stați, de 30 de mililitri care a costat 50 de lei. Cu prima ocazie când ajung prin Zara o să-mi iau varianta mare care are 100 de mililitri și cred că costă 100 de lei, ceva de genul ăsta. Îmi place foarte mult. Da, e parfumul pe care l-am folosit în ultimul timp și la vară o să fie minunat. Dar și rezista, ar fi așa bine. Două produse pentru skincare. Avem aici serul de la Yves Rocher, Anti-Age Global. Nu știu dacă vi l-am mai pus prin favorite, dar în continuare îmi place foarte mult. Asta e pe terminate. Noroc că mai am unul plin. E un ser bifazic care se simte ca un ulei mai light. Îmi place tare mult. Pielea mea se simte foarte bine, e luminoasă. E... Totul e foarte, foarte plăcut și foarte netec și foarte fin. E un produs minunat. Iar de la Some By Me...
De pe aici eu am crema asta cu retinol pentru ochi. Mi-am dorit foarte mult să testez o cremă cu retinol pentru zona din jurul ochilor. Vă dați seama că nu pot să zic că am observat o diferență la riduri neapărat sau la textură. Nu pot să zic că am observat ceva, însă produsul îmi place foarte mult din punct de vedere al texturii, a felului în care se întinde. Dacă se întâmplă să-mi ajungă în ochi, nu văd în ceață, nu mă ustură, l-am aplicat și pe toată fața la recomandarea uneia dintre voi și îmi place tare mult cum a arătat pielea mea a doua zi. Mi s-a părut că era mai luminoasă și mi s-a părut că e o cremă cu retinol care, deși m-a făcut să văd o diferență a doua zi în felul în care arăta pielea, nu am simțit nimic, nu m-a usturat, n-a fost prea mult sau ceva, îmi imaginez, având în vedere că e creată pentru zona din jurul ochilor, cumva e logic să fie mai blândă, dar e un produs chiar foarte fain și mă bucur că e mare, are cât 30 de mililitri, nici nu știu. Dar e mărișor, adică o să mă țină ceva. Îmi place foarte mult. Iar la capitolul make-up avem 3 produse. Adică, haideți să vă arăt accesoriile astea după care make-up-ul. În primul rând, ador treburile astea. Deci sunt minunate. Eu știți că vă povesteam că ce-am eu nevoie de chestii de astea cumpărate. Astea știți că sunt din Sinsei. De pe site, de fapt, le-am comandat. De ce am eu nevoie de astea? Că am niște pufuri de păr și mă descurc cu ele să mă spăl pe față fără să-mi curgă apa până la cot. Vreau să vă zic că astea sunt mult mai bune decât ce pufuri de păr aveam eu și chiar se simte o diferență. Le folosește și Andrei, se usucă foarte repede, e un material plușat, le pui aici, te speli pe dinți, te speli pe față cât de mult vrei, cu cât de multă apă vrei, n-ai nicio treabă și apa se oprește, nu ți se scurge până la cot, n-ai senzația aia foarte enervantă, sunt life-changing, serios, foarte, foarte bune sunt și găsiți, erau și în Primark, și pe Sinsei, pe Shein, găsiți peste tot. Și de asemenea cordonul de la Meloni, nu știu dacă, cred că l-am pus și în clipul anterior, nu sunt sigură, dar sunt foarte încântată de el și readuc în atenția voastră pentru că din nou am schimbat tehnica cu care îmi fac bucle. Dacă pentru ultimele luni am fost Nela Unicornela și îmi puneam cordonul așa și îmi puneam părul cum ar fi, îl împleteam în jurul cordonului, e bine, în ultimul timp m-am întors la metoda aia clasică, știți, aia de mult, în care pur și simplu spuneai cordonul așa și dădeai părul doar de pe parte, gen, adică doar de pe parte, nu mai făceai chestia aia în care făceai tâc și tâc și tâc. Tâc. Știți, prima metodă, cum a început ea și vreau să zic că îmi place tare mult schimbarea, adică mă plictisisem un pic de aspectul părului meu, parcă arăta mereu la fel. Acum mi se pare că dacă îl și pieptăn, părul arată așa mai wavy, arată foarte drăguț și rezistă bine buclele, chiar îmi place și părul meu așa mai revenit, oricum totul e minunat. Am și elasticele satinate, astea albastre de la cordonul albastru, am și, evident, pufuri roz de la cordonul roz, dar... Îmi place foarte confortabil de dormit, n-am nicio treabă și buclele sunt viața mea. Îmi place să mă trezesc dimineața cu părul super drăguț aranjat. Iar la capitolul make-up, mai stați pe aici, că am și demo-uri pentru ce urmează. Am filmat niște părți așa de când m-am machiat ca să vedeți exact cum se aplică produsele. BB Cream L'Oreal Super Gold Snail BB Cream cu SPF 50. Știți, când l-am cumpărat, v-am făcut first impression, unboxing, tot ce trebuie. Mă scuzați, de atunci l-am folosit numai pe el. Nu mi-am amintit să fi folosit vreodată altceva pentru că am vrut să-l testez, plus că îmi place mult produsul. Cred că am dat în jur de 150 de lei pe el, deci putem să-l trecem la categoria mai high-end în ceea ce privește produsele astea care se întind pe față. Și am fost foarte curioasă, speram să fie ceea ce vreau eu și pot să vă zic că este. Are o textură așa un pic mai groasă, mă bucur că are SPF 50 și are în el și ingrediente de astea de skincare, se întinde bine pe față, nuanța nu este 100% perfectă, apreciez din suflet că are sub tonul potrivit, dar trebuie să mai deschid eu pentru că sunt foarte albă în momentul de față și trebuie să mai pun anticercăm prin diferite zone ca să mai deschid, însă nuanța... e ok în momentul în care fac chestia asta, rezistă bine, are un finish natural, luminos, acoperă bine, îmi place foarte mult și rezistența este bună, vă dați seama, la finalul zilei nu e perfect, dar e destul de bine, adică în continuare mai am produs pe nas, acolo unde am eu problema cea mai mare și de obicei se ia de acolo produsul și nu mă refer în zona ochelarilor, că e logică ochelarii o să șteargă produsul, ci mă refer pe tot nasul, chiar sunt mulțumită de el. E un produs foarte bun, serios, chiar îmi place, are pompiță. Are SPF 50, mai trebuie să zic o dată. Chiar îmi place. E produsul meu preferat pentru față în momentul de față. De la Catrice, cred că am apucat să vă arăt produsul ăsta când l-am cumpărat din Galați.
Nu, stați, ba da, din Galați, din Galați, din Deme. N-am apucat să vi-l arăt cum aplic produsul, n-am apucat să vă arăt altceva, așa că îl vedeți direct în favorite. El se numește Catrice Melted Sun Cream Bronzer, nuanța 020 Beach Babe. Evident că ăștia de la Deme au simțit nevoia să strice produsul punându-i scotch, punându-i... Nici nu m-am chinuit să-l deschid, că bănuiam că o să-l stric dacă fac asta, alarmă, deci... În fine, el e un bronzer cremă, arată cam așa. Vedeți că nuanța e călduță, nu e neapărat o nuanță de contur, să-i spun așa, dar din punctul meu de vedere și pe pielea mea, e undeva între, adică nu e nici bronzerul ăla super portocaliu, care mie personal nu-mi place și nu mi se potrivește și clar e pentru o altă nuanță de piele, dar nu e nici, am încercat să scot scociul ăsta, ok, nu e nici gri, e undeva între și pe fața mea mi se pare că arată chiar bine, se aplică frumos, folosesc o pensulă așa un pic pufoasă, dar cât de cât îmi vine să zic concentrată, dar nu-i cuvântul potrivit, o pensulă care să mă ajute să aplic acolo unde am nevoie, să nu mă duc prea prea sus sau prea jos cu bronzerul și pe frunte și pe pomeți, mă ajută să întind foarte bine produsul, nu reși să faci pete, mi se pare că e buildable, poți să stai relaxată, să aplici câte puțin, dacă ai făcut o pată undeva, de fapt nici nu ai cum să faci pete, pentru că se întinde bine. Eu îl aplic înainte să fixez cu pudră, oricum eu nu fixez cu pudră pe toată fața, fixez doar în jurul ochilor și îmi place cum arată, cum rezistă, chiar a fost o alegere foarte bună și chiar mă bucur și îmi pare rău că am cumpărat produsul ăla de la cum îi spunea? Milani, bronzerul ăla, pentru că, sincer, prefer genul ăsta de produs cremă. Poate la vară pudra o să fie un pic mai, o alegere un pic mai înțeleaptă, că poate crema asta o să pice de pe fața mea, o să se topească machiajul cu totul, nici nu știu. Deși nu cred, dar deocamdată ăsta este preferatul meu, l-am folosit aproape numai pe el și costă și 20 de lei. Iar ultimul produs este un ruj. Un ruj de la brandul MUA. Gama este Creamy Matte Lipstick, iar nuanța mea este Heartfelt. Văd aici că este cruelty free, mă bucur foarte mult, iar nuanța este senzațională, vă ziceam Heartfelt. Este un nude maro superb. Mi-a fost teamă că poate e un pic prea maro pentru mine, dar nu mi se pare că e. E un nude foarte frumos care mi se potrivește foarte bine. Împreună cu creionul de la Rimmel 90s Dude arată senzațional și ceea ce apreciez foarte mult la el este că deși el e un ruj mat, nu, de fapt este exact așa cum spun și aici, Creamy Matte Lipstick, e un ruj mat, dar cremos. Și în ultimul timp am avut grijă ca înainte să-mi aplic rujul, să am balsam de buze pe buze, pe care îl șterg așa ușor cu degetul când ajung la capitolul ruj. Și astfel n-am probleme, că mi se mai întâmplă. Poate m-ați văzut și voi prin vloguri când mai plec de acasă și n-am la mine balsam, ruj, nimic. Și nici nu mănânc sau nu beau apă neapărat. Mă trezesc că buzele mele încep să se crape și ies tot felul de cojițe și arată foarte rău. Și mi-am dat seama că pentru mine e destul de important ca atât ca buzele mele să fie pregătite cum trebuie și să aibă așa o urmă de balsam pe ele, dar și rujul pe care l-am să nu fie foarte, foarte uscăcios. Și mi se pare că e un ruj foarte fain și chiar aș mai vrea o nuanță de la ei. Am mai pus eu ochii pe o nuanță de la MUA. Am uitat să... Ceva cu H era. Nu cred că am nici notat în telefon, dar era o nuanță care mi s-a părut mie că am văzut-o la cineva, că semăna foarte bine cu Kinda Sexy de la MAC. Un ruj pe care l-am avut. Am avut așa un pic din el de la o prietenă și mi-a plăcut la nebunie nuanța și felul în care arăta și că era așa un nude, dar avea și niște mov și niște roz în el. Așa mi s-a părut că arăta rujul ăla cu nuanța pe care nu știu să vă zic. Tot cu H era, nu era Heartfelt, era Heroic, oare? Nu mai știu. În fine, foarte fain, l-am purtat și pe ăsta mega des, sunt tare încântată și de textură și de culoare și de tot. Și asta a fost clipul meu cu favorite, v-am vorbit despre multe produse de păr. Mi se pare așa că light motivul a fost mirosul, adică la multe dintre produse m-am regăsit spunând, Doamne, miroase, fructe, nu știu de care și cumva asta s-a întâmplat, vă dați seama că ăsta nu e singurul lucru care face ca un produs să apară în favorite. Când e vorba de parfum, evident că felul în care miroase... Ce-am făcut cu el? Am pus-o la loc. Felul în care miroase este cel care îl diferențiază și îl face să fie un favorit, dar pentru majoritatea produselor care se regăsesc aici, este vorba și de miros, dar și de textură. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu, sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, poate nu vă plac clipurile astea, dar v-ați uitat oricum. Oricum vă mulțumesc, ne vedem vineri cu un vlog. Și v-am pupat. Mi s-a făcut super cald că m-am închis în casă, că de afară se aude super mult zgomot și nu mai e aer aici, așa că mă duc să deschid geamurile. Vă pup, ne vedem data viitoare. Pa!